Proiectul Vreau să mă bucur de sănătate a fost lansat și în județul Mehedinți. Prin intermediul acestui program, 300 de etnici romi din 5 localități vor beneficia de analize medicale gratuite. Proiectul se derulează în parteneriat cu instituția prefectului și direcțiile de sănătate publică. Obiectivul general al proiectului constă în a facilita accesul unui număr de 300 de persoane de etnie romă din localitățile Orșova, Eșelnița, Șimian, Gruia și Burila Mare la serviciile medicale gratuite în vederea depistării, tratării și combaterii unor boli. Guvernul României, alături de programele de integrare socială ale romilor, pe lângă programul de învățământ, care este la fel de important, astăzi dezbate o problemă prin acest proiect, și anume sănătatea. Sănătatea este importantă pentru fiecare cetățean, indiferent de etnie. Să sperăm că după ce terminăm acest proiect, se va putea merge înainte la a aprofunda anumite investigații medicale acolo unde se consideră că va fi nevoie. Cele 300 de persoane selectate să facă parte din program provin din familii sărace. Peste 70% din populația celor 5 localități incluse în proiect suferă de diferite boli cronice. Problema stării de sănătate a romilor este una la nivel național, iar mortalitatea infantilă este mult peste medie în toate comunitățile de romi. O analiză socioeconomică a Ministerului Muncii ne indică o cifră foarte alarmantă. 91% din membrii comunității rome nu au medic de familie. Pe lângă sănătate, eu cred că prioritar noua viziune, noua abordare pe care organizația Partida Romilor Pro Europa încearcă să o pună pe agenda publică, atât a instituțiilor publice centrale, cât și în plan local, în viitor apropiat, poate regional. Dacă ne vorbim despre locuri de muncă. În cadrul proiectului, etnicii romi vor fi luați în evidență de către medicii de familie. De asemenea, cadre medicale se vor deplasa în comunități pentru a recolta probe biologice în vederea efectuării analizelor gratuite pentru un număr de 250 de persoane.